Am revenit în direct, oameni buni, și mergem la următoarele noastre invitate. Este Liana Sima și Mariana Ionescu, Căpitenescu, sunt aici. Au și o piesă împreună, află mai multe chiar de la cele două invitate. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Stai să închid ușa! Măruță, bine te-am găsit! Sărut mâna, bine ați venit! Bine te-am găsit! Mulțumim mult de tot! Doamne frumoase! Vă rog să luați loc! Am vrut să zic, doamne, nobile. Diamantele nobile, muzicii da. Populare! Nu-l găseam, nu găseam cuvintele de asta! Să știi că Măruță... Mai stai aici că el ne laudă așa! Nu, da, continuă! Perlele, totdeauna perlele muzicii populare! Diamantele muzicii populare! Mai zi, mai zi! Stai aici! Vreau să luați un loc, să știți că avem un paianjen deasupra! Nu-i dăm drumul, dar el acolo stă! Nu, deci nu-i dăm drumul, păi dar nu, da, stai puțin liniștite. Că și pe tine te-a fentat data trecută. Normal. Să nu ne fentați astăzi. Deci nu, că nu. Mai apare câteodată pe aia în genul ăsta. Avem de nebun palpitații și deja eu și... Eu am zis că există, dar asta nu înseamnă că și să pleacă. Să fii bun, să fii bun, pe genel. Exact, vă rog frumos să luați un loc. Astăzi avem o piesă pe care viitoare. O cântați împreună. Da. E adevărat, corect, da. Nu? Da. Întâi de toate, spuneți ce ați mai făcut în ultima perioadă. S-au mai neliniștit un pic lucrurile după plecarea lui Petrică Muțu Stoian. Măi, pentru că s-au mai mi-a fost foarte atât. Rău, îți spun. Te cred. Eu m-am simțit atât de rău și în ziua aia când am venit la tine și ne-am dus așa, știi, să... Da, am avut o energie. În memoria lui, în pământ, toți eram terminați, toți trei, ne uitam unul la altul și eram așa de atât de palizi și ne țineam, uite și acum mi se zbâlește pielea pe mine, atât de rău ne-a fost și după aceea eu nu mi-am revenit. Nu mi-a revenit. Normal, era un om mărturisesc. Care făcea parte din viața voastră de atâți ani. A trebuit să mă duc la... Am dat fuga la... Că mai aproape, n-am putut să mă duc în Moldova și am dat fuga la Constanța, la Înaltul Teodosie. Am participat la niște... La Sfântă Liturghie, a făcut molifte, a făcut ce face Înaltul și cu rugăciunile alea de înalț, așa, spiritual. Mi-am făcut o curățire și mi-am făcut... Cum să spun, să pot să fac față. Ne afecta foarte mult. Da, foarte, foarte triste. Foarte zilele mult. Acelea au fost incredibil de grele pentru noi. Și acum, noi când mergem la filmări, simțim lipsa. Când astăzi am fost la o filmare cu Constantin Enceanu și ceva ne lipsește. Deci ne lipsește el. E firesc, exact, cu ce am ceva mai devreme. Au fost ani împreună pe care ați petrecut pe scenă, în concerte, în turnee, în parcă ne uităm așa, știi, să apară și am cântat și eu... Și mai că a și plecat așa brusc. Când brusc. Azi am cântat eu un cântec făcând referire la soră și frate și ei au venit lângă mine și așa... De obicei Petre venea lângă tine, mai țin minte? De obicei, dar da. Când era să venim cu toții, veneam cu toții și... Ienceanu îi dă dure lacrimile, așa n-a rezistat, chiar îi dă dure lacrimile și a zis hai să trecem peste moment. Foarte trist pentru toți și foarte greu. Da. Ne va lipsi, dar va fi prezent cu noi de fiecare dată când da. Îi vom ține memoria vie, asta încercăm mai să facem. Probabil foarte multe melodii pe care le-ați cântat împreună o să le cântați în continuare și ele, știi cum e, ajung în continuare la oameni. Bine, el cântecele cum, lui el sunt oricum nemuritare. Și-a asigurat nemurirea prin, ca orice artist, ca și Nea Beni și ca orice da, artist da, care exact, a incredibil. Făcut și ceva... Da. Și-au asigurat nemurirea prin capodoperele lor muzicale pe care ni le-a lăsat, că sunt capodopere. Și pe Benone l-ați cunoscut, adică să lucrați cu el. Păi Nea Beni mi-a fost coleg la Ciocârlia. Eu când am venit în Ciocârlia, în garnitura aia de aur... Nea Beni făcea parte alături de doamna Maria Ciobanu, doamna Butaciu, da. Doamna Velicu, Maria doamna Păunescu și am fost colegi. Da. Hai să vedem despre piesa pe care o aveți împreună, să le povestim celor de acasă. Avem un cântec pe care noi l-am compus așa din sufletul nostru, se potrivește acestor zile pe care noi le trăim, acestor vremuri care nu ne lasă să ne desfășurăm așa cum am dori. Am făcut o paralelă între ce a fost mai de mult și cum se întâmplă lucrurile astăzi și a ieșit un cântec frumos, un cântec de suflet. Cum e în perioada asta, cum ziceați ceva mai devreme, în care nu te lasă să desfășuri activitatea, să ajungi la oameni, să ai evenimente, cu toate că mare parte de lume s-a vaccinat, mare parte din lume a trecut prin boală. Am înțeles că o să mai relaxeze puțin lucrurile după
începutul lunii decembrie. Da, da, nu va mai fi nimic din ce a fost. Garantat. Da, pentru noi este foarte, foarte greu, foarte greu, mai ales că s-a prelungit această perioadă și parcă suntem estompați, parcă nu ne putem exprima așa cum ne-am dori noi prin cântec. Nu avem acces la oameni, la oamenii care ne iubesc. Sunt aceste bariere care ne-au fost puse și le simțim în suflet și abia așteptăm să trecem de această perioadă. Și oamenii s-au... Și-au schimbat structura. Da. Ne-am schimbat cu toții structura. Parcă nu mai funcționam așa, nu mai funcționăm cum funcționam, sufletește vorbind. Nu mai relaționăm cu cei din jurul nostru așa cum relaționam înainte. Păi, dacă stau să mă întorc în timp, domnule, când vroiai să faci ceva la țară, păi venea vecinul, păi venea moașa, păi venea nașa, păi venea finul, venea, înțelegi? Și toți săreau să-ți dea o mână de ajutor. Azi toată lumea își vede de casa lui, nu mai vezi în ajutor, nu mai vorbesc de ăștia că vrei să-i n-a captat până acum, ce-am spus? A captat. Da. A captat, a captat. Da. Nu mai suntem cum eram. Nu, și este vrajba asta, mi se pare că eu... Și o să vezi... A, nu, 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 eu cred că s-a instalat așa și o vrajbă între oameni, nu știu. Știi că asta fost mai devreme și... O să vezi cântecul nostru. Visarion alături de noi și la fel spunea de răutatea asta, de lucrurile astea care s-a parcă e mult mai puternic. Dar chestia asta cred că și din cauza rețelelor de socializare, știi? Încă acum vezi toată lumea. Da, și din cauza rețelelor de socializare, pentru că ai observat că pe rețelele de socializare parcă au curaj să se exprime, nu știu, parcă nu le vezi identitatea, își exprimă răutatea gratuit unii, chiar unii gratuit, adică n-ar trebui să fie așa. Tău, că... Da. Mă înțelegeți de ce nu intru pe rețele? Pe mine mă încarcă negativ. Eu când deschid Facebook-ul să verific pagina mea, pentru că am o fată, Gabriela, care se ocupă și se ocupă foarte bine, zici că îmi citește gândurile, memoriile și, știi, colaborăm foarte bine. Și mă uit să văd ce mai postează, că îi mai trimit așa. Și dacă mă uit la... Dar în momentul în care deschid Facebook-ul, când intru pe internet, vreau să mă credeți că simt o energie negativă. Nu sunt pentru așa ceva, dar n-am ce face, pentru că am publicul meu cu care am pornit, avem publicul nostru cu care am pornit la drum și din respect pentru ei trebuie să fim împreună. Care sunt așa mesajele pe care le-ați citit și vă deranjau cel mai tare? Nu pot să spun. Acum pe pagina mea să știi că n-am primit așa... Eu n-am găsit mesaje răutăcioase. Mie, n-am găsit. Eu chiar am mai găsit. Da? Eu am mai găsit, da. Da, se referă, de ce? Sunt, dar dacă, eu nu dacă, ai mâna și ai manicura proaspăt făcută, ne arăți unghiile tale, ne arăți cum ne-ai făcut manicura, chestiuni din astea care Posibil la mine, Gabriela, să curețe pagina și să nu le văd eu. Posibil, știi? Da, asta mă gândesc. Că oamenii are dreptate, Mariana, ai vrut ce ai vrut să te dai mare, ai unghi. Da. Alți oameni săraci n-au ce să mănânce și tu ne arăți că ai fost Da, de exemplu, zilele trecute, da, mi-a scris cineva: ce ți-ai lăsat pletele alea pe spate, că ai și tu o vârstă, de ce ți-ai lăsat părul pe spate? Da, incredibil, da. Și i-am scris, da, vă rog să-mi spuneți cum să-mi fac părul, că poate mă pricepeți mai bine. Și ți-a zis: a, doamna Mariana, sunteți frumoasă oricum. Știi că următorul mesaj după ce le răspunzi e de genul ăsta. Să știi că și primesc foarte multe mesaje pe Facebook, mulți oameni spunând că stăm mult mai bine fără barbă, numai că cu barba asta de vreo 5, 6, 7 ani de zile. Mă rog, totuși e cineva care insistă să-ți dai barba aia jos. Da? Și zis: doamnă, cu mare drag, odată tot o să se întâmple. Da. Măruță, dar mie îmi plac bărbații cu barbă, cu mustață și barbă. Deci dacă de mai exemplu, zice cineva ceva meu, de genul ăsta, Steliana mă vrea așa. Soțul meu are mustață. Nu l-aș vedea în veci fără mustață. În schimb, nu îmi place cum mi-ar sta cu barbă, că am încercat. Da, fiul meu, de exemplu, îi stă bine cu barbă și cu mustață. Ție stă foarte bine. Nu
la și este o modă, este o modă în perioada asta. Se pretează. Acum când cer chestiile astea, la Constantin Enceanu, cum ar arăta cu barbă sau doar cu mustață. Nu-l văd pe Costică, nu. Dar am putea să-l facem într-o aplicație, că tu există tot felul de aplicații. Da, da, să fim și noi aici. Exact, să-l facem așa cu barbă, cu tot. Să fim și noi aici, da, da. Mai zine, Mariana, că sunt haioase. Eu mă tot gândesc. Nu, promitem astăzi pe aia genul doar. Mă gândesc, deci mi-am aranjat părul, te rog frumos, poate face admiratorul meu, l-a legat, mi-a legat. Mai zice mesaje, mai primiți, că mi se par foarte tare. Măi, deci... deci asta, când faci o poză așa, să văd unghiile, manicura asta. Ne-ai arătat manicura, ce, mai fă-te și altă culoare, ce, numai roșu sau... Sunt multe, dar... Băi, nene, cât timp au unii, dacă stai să te gândești? De exemplu, fiica mea a cântat într-un spectacol, fiica mea cântă tara, și eu am transmis de acolo, din spectacol, ea nu a cântat extraordinar, avea jur de 10 ani atunci. Băi, spun, atât de mult au criticat-o și fata mea este talentată, ea își dorește să cânte, știi? Mulți au încurajat-o, dar nu forțați fata să cânte, vai, împingeți fata să cânte, să facă ce faceți dumneavoastră, eu nu o împing, ea face că își dorește. Nu criticau pe ea, pe tine te criticau. De mine mă criticau, îmi spuneau că împing fata să facă asta și că vreau neapărat să-i să cântăreață, că de ce o forțez și... Sunt critici, dar îți spun, critici care n-au un fundament, știi? Oameni adică care... așa, oameni care... Dar eu navighez foarte mult pe Facebook, dar nu m-aș apuca să-i scriu cuiva dacă văd o postare care mi se pare mie că nu-i ce trebuie. Trec mai departe, da. Ce să încarc omul acela cu un gând negativ? De ce? Da. De ce? Dar... Nu știu ce să zic. Sau acum pentru faptul că am început să mergem la filmări, primesc, nu știu dacă tu primești, eu primesc mesaje, dar l-ați uitat pe Petrica, ați început să v-ați îmbrăcat în costum, v-ați machiat. Da. V-ați machiat, nu țineți doliu după Petrica. Zic, dom'le, doliu este în sufletul meu. Exact, asta mi este meseria. Ce trebuie ta, să ce poți să l-ați uitat, adică gata, mai cântați, l-ați uitat. Ați început să cântați, l-ați uitat pe Petrica, așa este viața. Când ai fost tu la Bistrița, da? Un mesaj am văzut la tine, da. Da? Ia uite, deja postează... El la relaxare, l-a uitat pe Petrica, ceva de genul ăsta, dar l-a uitat pe Petrica, era la un spectacol la Bistrița. Da, Mariana, știi. Haideți să vedem piesa asta pe care... Că ți-am dat eu like. Mi-ai dat like? Like. Îți mulțumesc, sunt datoare. Like, ai văzut că și cu farsele, îmi cer scuze, când i-ai făcut farsa atunci, a fost extraordinară, m-a felicitat multă lume și eu n-am fost să văd da, farsa toată lumea. Da. Cu telefonul cu doamna nemulțumită de la nuntă. Da. Eu vă mulțumesc că ați venit și haideți să vedem piesa asta, să o cântăm. Da, cred că cel mai bine, eu îți mărturisesc sincer că eu mă exprim cel mai bine prin cântec, prin versurile pe care le creez de regulă. Nu sunt așa un bun orator, nu-mi iese. Să nu fii mărturis, că vorbești foarte ceva, bine și... Gândesc un orator. Ceva, dar nu este așa cum e în versuri, știi? Mm-hmm. Nu-mi iese. Și de-aia în versuri e... ceea ce simt. Adică din versurile astea o înțelegem mai bine pe Steliana Sima. Da, vă mulțumesc mult de tot. Da, și îi mulțumim și Rozicăi Petra că ne-a ajutat la și acest lui Marian Bucosu, cântec. Da. Și lui Nicu Troncea pentru acest cântec. Vă mulțumim mult de tot. Știi că vă iubim. Pe tine, pe Greta, pe toți. Mulțumim mult. Toată echipa. Și lumea întreagă, vrem libertate, că vie.
Mulțumim mult de tot, foarte frumos, Teliana Sima, Mariana Ionescu Căpitănescu. Să știți că s-a uitat la emisiune și Constantin Enceanu și ne-a trimis el fotografii cu barbă. Așa că haideți să vedem cum ar arăta Constantin Enceanu cu barbă. Te vrem așa, Costele, te vrem așa. Deci aici e cu barbă de 3 zile sau cum se zice, da? Deci îți stă bine. Și aici stai să vezi pe următoarea, uite. Aici e... Da, ești deja așezată, Costele. Barba mustață. Măi, ar fi o idee, să știi, dar să întrebi pe Angela, măi, să noi prin mâine, surprindere. Mâine ne vizitează Constantin Enceanu, prietenul nostru. Da, el a făcut poza asta și ne-a trimis-o probabil auzind de discuția. Bă, dar stă bine, fii atent cu ochii albaștri, pe bune, stă foarte bine. Deci numai, să nu mai vii lângă noi fără barbă. Uite la aici, nu arată rău, a? Da, nu, da, nu arată rău deloc, arată, dar așa nu multă, știi? Uite exact, cu ochii albaștri, de ochiatule. Vă mulțumesc mult de